a fost stabilit un evaluator tehnic inițial. Acest evaluator tehnic a avut mai multe obiecțiuni vis-a-vis de proiectul care s-a făcut acolo, de studii de fezabilitate, de soluțiile date de către proiectant și de către Primăria Ploiești, atât soluțiile financiare, cât și soluțiile tehnice. Și acest evaluator tehnic a întocmit un raport negativ vis-a-vis de acest parc municipal vest. Când? Este și mai grav. La sfârșitul anului trecut. Nu este grav, pentru că aici autoritatea de management are dreptul să refuze acest raport și să numească alt evaluator tehnic. Așa s-a întâmplat. Acel evaluator tehnic a fost, să spun așa, i s-a primit raportul și s-a numit un alt evaluator care să facă raportul pe acest parc municipal vest. Un parc municipal vest care o să vedeți că este destul de controversat vis-a-vis de ceea ce urmează să fie făcut acolo. Și acest nou evaluator tehnic, o rapiditate demnă de invidiat de către orice specialist în astfel de proiecte. Este un proiect de 22 de milioane de euro, un proiect foarte complex, destul de complex, cu foarte multe probleme. Acest evaluator tehnic a dat o soluție și a întocmit un raport favorabil foarte repede, extrem de repede pentru cei care lucrează în lumea asta. Eu am încercat să-l contactez pe fostul evaluator tehnic, care, profesionist fiind, mi-a spus, domne, din păcate nu pot să ofer mai multe detalii. Cereți oficial acest raport făcut de mine, Ministerului și Agenției de Autorității de Management, pentru că eu nu am voie, am semnat un contract de confidențialitate. Eu o să înaintez o adresă către Autoritatea de Management să-mi dea acest raport, să vedem care sunt problemele. Ceea ce pot să vă spun este, așa, ca mici informații pe care le-am primit, se pare că în zonă sunt conducte de transport produse petroliere. Conducte de transport produse petroliere pentru care nu s-a dat o soluție vis-a-vis de devierea acestora. Este o conductă magistrală a Dalkia Termoprahova, care, din informațiile mele, urmează a fi făcută peste ea vreo două podețe, dar ea în speță este un pericol așa pentru copii. Da, da, așa este proiectul. Două, trei podețe peste această conductă. Nu uitați accesul în acest parc. Acum, ca să vorbim un pic de el ca proiect. Accesul în acest parc este în acest moment foarte dificil. În primul rând aveți pasajul la ieșirea Mărășești, că traversarea peste calea ferată. Ce, pe acolo se face pe la calea ferată? Intrarea în parc? Păi nu, după. Adică stai la tren, să intră. Da, deci ca să te duci la parc, primul rând, trebuie să stai la tren. După aia, după ce stai la tren, în acest moment nu există decât o alee de acces de 4 metri. Stai un pic, nu face pasaj de la supraterasă. O să vă povestesc cum e de pasaj. Pasajul este alt proiect. Dar în acest moment, pentru că știți că noi punem carul înaintea voilor și invers. Deci în acest moment, ca să ajungi la parc, trebuie să treci peste calea ferată sau să ocolești, bineînțeles, pe variantă. După care intri pe un drum de acces la de 4 metri. Dacă o să observați astăzi în ședința Consiliului Local, abia astăzi, este pe ordine de zi un proiect de expropriere în zonă pentru a se crea un drum cu două benzi. Nu este posibil accesul în varianta ocolitoare pentru că este interzis prin lege, din centura orașului. De aceea va fi decât acest mic acces. Nu se știe cât de repede vom reuși să expropriem acei oameni. Este vorba de o companie asupra căreia, din câte știu eu, s-au făcut destule presiuni vis-a-vis de o posibilă renunțare voită a unei bucăți din teren. Aceasta n-a putea să face expropierea astăzi. Vis-a-vis de pasaj, pot să vă spun că studiul de fezabilitate, acel pasaj era trecut în afel pe program operațional regional și urma să fie depusă cererea de finanțare și obținerea unui contractări de bani europeni pentru a fi făcut. Acel pasaj, în acest moment, studiul de fezabilitate a expirat. Nu mai există, nu mai avem studiul de fezabilitate valabil, de aceea va trebui făcut un nou studiu de fezabilitate, un nou proiect tehnic, depusă cerere de finanțare, probabil că va dura destul de mult. De aceea există, cred eu, că se va face întâi parcul și după aceea accesul la acest parc.